Salutare tuturor! Astăzi o să vă arătăm care sunt pașii pentru pregătirea porții înainte de montaj. Poarta trebuie să se deschidă ușor, să nu opună rezistență, să nu există obstacole pe cursa porții. Trebuie să estimați greutatea porții și să măsurați lungimea celor două canate pentru a afla ce automatizare este potrivită pentru poarta dumneavoastră. Placa de comandă trebuie conectată la 230V, apoi între motoare și pentru fotocelule sau lampă trebuie să duceți cabluri pe sub pământ printr-un tub de protecție. Cablurile necesare sunt pentru automatizări de 24V, un cablu de alimentare de 3x1,5mm, pentru automatizări de 230V, un cablu de alimentare de 4x1,5mm, pentru fotocelula RX, cea mai apropiată de placa de comandă, 4x0,5mm, pentru fotocelula TX, cea mai îndepărtată, 2x0,5mm, pentru lampa de vertizare, 2x1mm și pentru antenă, un cablu coaxial de cupru. Stâlpii trebuie de asemenea măsurați până în 10 cm, automatizări lineare clasice, gama Life Optimo, până în 15 cm, automatizări lineare extensibile, gama King Gates Linear sau Linomatic. Peste 15 cm, automatizări de poartă cu braț articulat, Life Armor, King Gates, Mini, Modus. Sunt necesare opritoare de poartă pentru închidere și opritoare de poartă pentru deschidere.